Ne-am în direct exercițiu de amploare a NATO în Europa. Peste 150 de avioane de luptă din 14 țări se vor antrena în Finlanda, Norvegia și Suedia. Finlanda, cel mai nou membru al NATO, va găzdui exerciții militare în care vor fi implicate avioane de luptă de ultimă generație și soldați din 14 țări, 12 dintre acestea fiind membri de pline ai Alianței Nord-Atlantice. Manevrele din Suedia, Finlanda și Norvegia, țări care se învecinează cu Rusia, vor dura 3 săptămâni. Numărul ridicat de avioane și soldați ce se vor antrena în nordul Europei vine pe fondul aderării Finlandei la NATO din luna aprilie, după ce a abandonat decenii de neutralitate și nealiniere. Militară. Suedia la rândul său speră să devină membru NATO până la finalul summitului Alianței Nord-Atlantice de la Vilnius, care va avea loc în luna iulie. Avioanele de luptă vor fi staționate în bazele militare aflate în nordul Norvegiei, Suediei și Finlandei.